33. Então. Putem afla 990 minus 175. Da. Deci echivalent cât face aici repede? Nu, 0 minus 5 se poate, ne împrumutăm. Da. 5. Da. 9 minus 7, 1. 9 da. Minus 1, 8. 9 minus 1, 8. 8. Da. Minus x da. Egal cu 88 plus 8. Hai să adunăm deodată. Da. Toți să adunați aici. Da. Dar a 106. Hai să adunăm repede. 106 plus... Nu, la unități. 3 cu 6. 6, 9 și cu 8, 17. 7 și 1 reținem, da? 1 reținem. 8 și cu, 10, 8 și cu 3, 1. 8 și cu 3, 2. 8 și cu 3, 11. Și cu cât am zis noi că reținem? 1. 1, da. 8 și cu 3, 11 și cu 1? 2. 12. 100 plus... 100, că urmă cele 100. 100 plus 1, 200. Nu, nu-i bine spus 100. Ori zici 1 plus 1. 1 plus 1. Fac 2. Ori zici 100 plus 100, că între timp că adunând 10, tot 100 s-a făcut. 100 plus 100. Că altfel că zici 100 plus 1, e incorrect. Așa zicem, ori zicem 1 plus 1, adică 1 de aici, 1 care... De la 10 au venit, e 100 de fapt. 100 plus 100. Exact, așa este. 276. Și am terminat aici. Da, am terminat. Nu l-am terminat, mă. Atunci X cu cine este egal, mă? O 815. Da. Minus 227. X egal. 5 minus 7 nu se poate, ne împrumutăm. 3 cu 5, 8. Ne împrumutăm. 8 plus 0, 8. Dar a rămas în urmă, mă. Scrieți 8 la unități. 8 la unități, da? Sigur, ești sigur. Nu e urmă. 8. S-ar putea scrie 226, 227. A, păi, vezi? Corectează, mă. 227. Și bine? Da. Așa, bun. 5, 8. Așa. Mai scrieți în 8 la 10. Da. Și acum ați ajuns la... Unde eram eu? Unde eram eu? Păi am luat una de la 800 da. Și de la 1. Așa. Acum 700 minus 200. 700 minus 200, 500. Sau 7 minus 2, pe la 100 e 100. Așa, egal cu 5. 588. Poate să fie corect rezultatul, nu? Tu ești convins de asta. Bine. Dar acum să propun eu unde ești. Uite. Nu. 235 minus 2x, deci 235 minus 2x, alo, da, 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 mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos! Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule! Deci, 235 minus 2x este plus 15 da. Este egal cu, hai să zicem, cu 50. Înseamnă x plus x, sigur că da. Dar e scăzut ăștia apoi. Deci e scăzut un x și încă o dată un x. Nu știu ce faci. Fără cum să nu poți face? Păi, dar nu vrei, nu vrei. Ce am zis noi când vedeam așa? Am putea să grupăm 235 minus 2x. Păi minus 2x, da, și rămâne așa, n-ai ce-i faci. Că dacă ai ști rezultatul, ar fi deșteaptă ideea. Și ar fi 50, adică 50 minus 15. Oh. Ar da 30. Deci asta să fie un termen, vei tu, mergem la ta, tu ești responsabil. Deci notezi asta cu un A? Vrei așa? Da. Deci, mergem la ta. Și zic, A
A plus 15. A plus. Nu. A plus 15. Scrim așa ca să vadă tot omul. A plus 15 egal cu 50. Și de aici rezultă tu plus 15. Așa, nu, te rog frumos că așa, așa se redactează. Ca să înțeleagă totul, cu prietenii noștri care văd de ieșițiu, trebuie să înțeleagă. Nu să spui A egal cu 50 plus 15. Da, dar vreau să zic că 235 minus 2x la, e un termen și 50 să scrie în bară după 50, da. Minus 15. Și ne-ar da un rezultat. Aaa, acela... tu vrei să spui minus 15 aici, da? Din egalitatea asta. Da, mă, tu răspunzi, tu faci ce vrei, că nu numai trebuie să execute. Deci tu spui așa, din ambii scădem pe 15, că le-ai privit cu asta ca un termen. Și atunci tu lași numai așa 50, scris. Numai din 50 scădem 50. Deci, am înțeles, 235 minus 12 lași, 235 minus 2x, așa spui tu, egal, așa vrei să scrii. Da. Egal cu? 50 minus 15. Și scriu 50 minus 15? Scriu, da? Da. 50 minus 15. E echivalent acum, așa trebuie să scriu. 235 minus 2x egal cu? Egal cu 35. Egal cu 35. Până aici suntem prieteni. Gata, ne-am înțeles. Mai departe. Să aflăm cât este 2x. Ei, aflăm cât este 2x. 2x. 2x egal cu? Egal cu 235. Da. Minus 35. Minus 35. Din asta? 2x egal cu 200. 2x egal cu 200. X egal cu 200. Împărțit la 2, da. X egal cu 100. Rezultă că X egal cu 100. Terminată ești. Foarte tare. Da? Deci ne-am descurcat foarte bine. Nu era sigur. Da, eu nu eram sigur că mă conduci foarte bine. Să spun de ce. Eu cum aș fi făcut-o eu? Știi de ce am făcut așa? Zic. Pentru că am învățat la școală metoda pașilor invers. Păi da. Adică invers asta fiind, ai scăzut. Eu știi ce am făcut? Cum am învățat noi? Da, de ce ai pus în pașilor? De ce aș fi scăzut așa? 235 minus 2, plus 15 plus 15 minus 2x. 235 minus plus 15 minus 2x egal cu 50, da? Echivalent. Ăștia-i adunăm. Egal cu 50. Da. Acestea adunăm. 250. 250 minus 2x egal cu 50. 2x egal cu 250 minus 50. Da. 2x egal cu 200. Așa. X egal cu 200 împărțit la 2, X egal cu 100. Prietene, vezi că am reușit și eu? Da, dar spun mai repede. Mai repede, bine, băi, tu ai recunoscut. N-am spus-o eu. S-a și înregistrat. Tu ai recunoscut. Așa. Da, dacă dau cu ăsta. 75 minus 2X minus 25 plus 50 este egal cu 25 egal cu hai să zic cu 20. Lasă așa. 20. Dumneavoastră știți care e? Vrei să spun ce fac eu acum în mintea mea? Vrei să afli asta? Nu știu X-ul. Nu știu X-ul. Nu, nu. Dar am avut eu grijă să fac ceva și să spun la sfârșit. Să dați rezultatul bine, ca să se efectueze problema. Așa, așa. Să nu cumva să ajung la o împărțire la al doilea și nu se poate. Să nu se poate. Adică să nu fie un număr impar, m-am gândit eu. Dacă ar fi fost rezultatul 17 părți la 2, nu prea merge. Da, da. Da, nu merge și jumătatea. Așa, virgulă 5, cum spui tu. Dar hai să nu mă merg un pic, și așa știu, nu e greu. Ce fac aici, spune-mi? Uite-te, ești atent? Da. Hai. Deci 75 minus 2x minus 25 plus 50 egal cu 20. Spune-mi cum?
propui? Nu știu, aș scădea 75 minus 25. Da. Pentru că am numai minus. Da. Și mi-ar da 50. Da. 50 minus 2x plus 50 egal cu 20. Dar de ce nu trebuie tu treaba cu ăștia care-i cunoști, mă? De ce nu se ne așeză așa, zic, 75, uite, mai zic tu, 75 plus 50, ca zis că e cu plus, minus 25. Și minus 2x, așa zic, e cu plus în prima parte, ce e cu minus în partea a doua. Avem mai ta experiență la asta. 75 plus 50 este egal cu 125. Și minus 25, cum facem asta? Mintea noastră facem toate. Minus 25 egal cu 100. Deci vine cât asta, toată socoteala asta, mă, ca să nu mă mai necăjesc pe aici. Cât faci tu? 100. Deci zic și eu. 100. X. 100 minus 2x, să scriu și eu ca să mă țin de tine, egal cu 20, nu? 100 minus 20 egal cu... De unde? Păi... 2x ăsta? 2x. Da. Egal cu 100. Da. Minus 20. Așa. 2x egal cu 80. Da. X egal cu 40. X egal cu 40. Termină. Eu am avut aici grijă să dea aici toate. Dar pe asta cum o facem? Zicem așa. 29 minus 2x împărțit la 7 și înmulțit cu 7. Am greșit ceva? Ai greșit, pentru că 75 minus 80 nu face... Nu se poate calcula. Care unde ești? Pentru că un x e 40. 2x cât e? 80. Și 75 minus 80. Unde? N-am mers exercițiul, nu? Nu. Pentru că un x egal 40, 2x egal 80. 80. Și 75 minus 80 nu se poate. Păi da, șef, da, da, a făcut calcul aici. 75 cu 50 minus 25. Dar da, merge problema. Păi cum să nu meargă? Păi de 75 cu 50, cât ai să te fac? Dacă faceți proba 75 minus 80, 75 minus 80, dar da, da, am ajutorul lui 50 aici. Da, unde? Merge! Eu deci merge, vezi, doar i-am mutat cu tot cu semnul lor. Tu zici aici, păi da, băi, mă, asta mă bucur. Când scrierea asta nu merge așa. Dar noi atunci când am zis și cu plus la început, e de 0 și și cu minus la sfârșit, nu degeaba am spus asta. La final îi scazi, mă. Deci, aici, în aici nu merge la 75 și cu 50 fac cât fac acolo și când scădem, fac 20, exact așa. De acord? Da. Băi, suntem prieteni. Da. Bine. 29 minus 2x împărțit la 7, mulțit cu 7, este egal cu, hai să zic așa, cu 9. Să se afle x. Deci 29 minus 2x împărțit la 7, mulțit cu 7, egal cu 9. Cum ați învățat voi dumneavoastră șmecherie? Dacă împărțit la 7 și o mulțit cu 9, e același rezultat. Și mulțit cu 7? Da? Împărțit la 7 și mulțit la 7 e același rezultat. Adică aici faci 1 toată asta. Și 2x ori 29 minus 2x. Deci asta se înseamnă așa. 29 minus 2x egal cu 9. 2x egal cu 29 minus 9. Da. 2x egal cu 20. Da. X egal cu 20 minus... Nu, împărțit la 2. Da, hai. X egal cu 10. X egal cu 10. Foarte tare ești, da? Te-ai prins aici? Vezi ce înseamnă să fii atent la lecții. Și tu mai obișnuit cu o chestie. Că atunci când nu ți-e ceva clar, tu te uiți la mine și spui, nu,
No. Nu. Trebuie mai multe explicații. Da? Și atunci, iată că facem chestia asta. Deci aici, aici n-ai stat pe gânduri. Ți-a fost totul la îndemână. Bine, mă. Să vedem acum. Dacă te mai prins. Un exercițiu mai faci. Da. Așa. Bun. Așa facem. Da, mai voia. Sigur. Uite, asta înseamnă bucuria și plăcerea de a face matematică. L-am văzut ce zâmbea, da? Ați observat că n-ați făcut de mult și nu uitat. Da. Este extraordinar. Deci, asta știu. Nu m-ați prins. Ați încercat să vedeți dacă mai mi-aduc aminte asta. Dar știu asta. Da, este lucru pe care eu îl aștept de la toți prietenii noștri. Comentariile de pe internet sunt cele care îmi dau mie curaj și satisfacții, pentru că dacă tu ești actorul, noi suntem, cum să spunem, prin plan aici și noi producem această informație. Dar cei care dau de lecțiile noastre sunt atât de vârși. De ce să ne spunem? Să nu uite de la și share, să insistăm și să aboneze, pentru că în clipa în care apare lecția asta, acum 42.000 de abonați sunt, cum se întâmplă azi? În clopoțel acolo, că nu știu asta. Da? În clopoțel. Așa, spune și tu. Și dacă apăsăm clopoțel la partea de linie, nu ți se anunță notificare când se ia toată azi. Bun, perfect. Haideți să vedem lecția registrul următor. Să zicem așa. Osiuta minus 2x minus 1 într-o paranteză ori 5 împărțit la 5 este egal cu Aceeași parte. Am făcut același lucru. Am schimbat, mai că e mulțit cu 5 și tot nimic ar nu-i. Tot aceeași treabă, da? În clipa în care împart, la unul din factori trebuie să împartă la 5. Și cum 5 o să împarte, ești fericit. O să mă gândesc că la o coantă nu o să mai faci tu. Asta că restul, așa, egal cu 97. Să vede dacă nu ești. 97. Dacă nu te... Așa. Păi, nu mai luăm 5 ori 5 și împărțit la 5, pentru că aceea este 1. Așa. Și luăm 100 minus, în paranteză, 2x minus 1, egal cu 97. Așa. Cum noi nu putem să efectuăm. Nimic aici, rămâne ca un termen, lăsăm așa. Și tot asta de aici e egal cu cine? Cu scăzătorul. Cu 100 minus 97. 100 minus 97. Asta e scăzătorul. Corect. Deci de aici rezultă că... Îți rescriem 2x minus 1 egal cu... 1 egal cu 100 așa. Minus 97 2x minus 1 în paranteză egal cu... Nu mai spune în paranteză că nu mai am nicio treabă. Egal cu... Așa, bun, de plus, nu mă cer cu tine. Păi n-ați mai scris acolo. Egal cu 3. Da. Și 3 minus 1, 3 minus 1, 2. 3 minus 1. 2x minus 1. Egal cu cine? 2x de aici egal cu? 2x. Egal cu? Egal cu 3 minus 1. Nu e adevărat. 1 minus 3. 3 plus 1. Că te-ai scăzut-o acum. Aici e poanta. Te-am prins. Descăzutul egal cu cine? Scăzătorul a fost rezultatul scăderii. Așa? Da. Păi te-am prins? Tu erai obișnuit că 2x era aici, pe locul ăsta. Da. Era scăzător, dar m-ai descăzut, mă. Da? Sâc, că te-am prins. Da. Deci 2x egal cu? 2x egal cu 4. Nu, așa, dar tu e corect ce am spus eu aici. Da? X egal cu 2. Iată cum... am făcut acest noi interesant exercițiu și la fiecare clip învățăm de ceva. Dragilor, nu căutați, nu pierdeți timpul. Ce să le spunem astăzi? Să nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere! Să povestească la părinți. E păcat să nu știi, să nu cunoască părinții
copiii, bunicii, că există prof online și că au o șansă foarte mare. Așadar, ce temă să zicem acum aici? Hai să zicem, probleme prin metoda comparației. Probleme din metoda comparației. Și acolo, prin încercări, da? Prin încercări. Am aprobat probleme de pași măruți. Și pe urmă am făcut afară necunoscutii dintr-o relație. Da? Afară necunoscutii dintr-o relație. În care am avut ordine a efectuării operațiilor. Tu e găsit foarte frumos. La revedere, dragilor. Să nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof Online. La revedere! Mm-hmm.